stăpânea la Roma nevrednicul Decie împărat. Era acest Decie om aspru și hain, iar treburile împărăției nu știa să le poarte. În zilele lui vestea cea bună pătrunsese la toate popoarele pământului și ca un balsam mângâietor alina durerile și chinurile sufletești. Drept aceea, numărul credincioșilor sporea necontenit cu toată strășnicia ce le sta împotrivă. Și cu cât sângele mucenicesc era vărsat mai din belșug, cu atât mai vârtos răsăreau din el ostași noi pentru credința cea adevărată spre marea tulburare a celor păgâni. Deci aflându-se odată Decie, în Cartagena i s-a adus vestea că închinătorii lui Hristos s-au mulțit până într-atâta în cetatea Efesului, încât legile împărăției sunt acolo cu totul nesocotite. Auzind el acestea, s-a turburat rău și a pornit cu mare urgie să strice biserica lui Hristos. Ajungând în Efes, a făcut cunoscut ca toți supușii săi din lăuntru și din ținuturile de împrejur să se adune în cetate, pentru ca împreună cu dânsul să jertfească Dianei și idolilor celorlalți. Și s-a strâns atunci în cetatea Efesului atâta lume că oaspeții și străinii nu mai încăpeau din casele celor localnici. Și atâtea dobitoace au fost înghiate pentru praznicul dumnezeilor păgânești, încât fumul și duhoarea lor umpleau văzduhul ca o molimă spurcată. Dar împăratul, aflând că închinătorii lui Hristos sunt ascunși prin locuri tăinuite, a poruncit a treia zi ca toți să fie prinși și siliți la jertfele cele necurate. Atunci se porni o mare prigoană împotriva drept credincioșilor. Erau căutați pretutindeni, trași silnic din case, ori din peșteri și duși cu necinste la locul unde Decie și ascultătorii său prăznuiau pe dumnezeii cei mincinoși. Dar creștinii sufereau totul pentru Domnul lor. Din mădularele lor zdrobite, sângele curgea ca apa adăpând pământul și trupurile celor uciși erau aruncate prin gunoaie ori lăsate pe marginea drumurilor, după ce capetele lor împodobeau parii dinaintea porților cetății. Iar corbi și alte pasări de pradă zburau peste ziduri și mâncau trupurile mucenicilor, spre marea mâhnire a creștinilor ascunși, căci aceștia, neputând să le îngroape după datini, se rugau numai și se tânguiau, înălțând brațele către Dumnezeu ca să scape biserica de prigonirile celor necredincioși. În vremea aceea, în rândurile ostașilor împărătești din cetatea Efesului, se găseau 7 tineri, feciori de oameni cinstiți și bogați. Numele lor era Maximilian, Ian Vlich, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian și Antonie. Ei își petreceau viața împreună în dragostea Fiului lui Dumnezeu, răstignindu-se cu El prin schinjuirea trupurilor lor și prin păzirea curățeniei celei neîntinate. Văzând răutățile care se abătuseră asupra fraților lor, ei își drobeau inimile suspinând. Și când împăratul cu ascultătorii săi mergeau la jertfele idolești, ei intrau în biserică, se aruncau cu fețele la pământ și presărându-și țărână pe capetele lor, se rugau cu tânguire.
dar vremurile erau pe atunci amarnice. Duhul iscodirii stăpânea cetatea, pentru că împăratul poruncise ca în orice chip să se afle aceia care se rugau adevăratului Dumnezeu. Așa că se dădeau la moarte frate pe frate, tată pe fiu, fiu pe tată, și nimeni nu tăinuia pe aproapele lui dacă era închinătorii lui Hristos. Deci, mergând una din aceste iscoade înaintea lui Dechie, i-a spus: Împărate, în veci să trăiești. Tu chem la jertfe pe cei de departe, iar cei ce sunt aproape de tine hulesc poruncile tale și se țin de creștineasca credință. Dechie, umplându-se de mânie, a întrebat: Cine e acela care-i protivnic stăpânirii mele? Iscoada a răspuns: Maximilian, feciorul eparhului cetății, și alți 6 tineri care se găsesc în rândurile oștirii tale. Împăratul, cum era tulburat, a poruncit slujilor sale să-i prinză pe toți și, punându-i în lanțuri, să-i aducă înaintea lui, legați și ferecați. Și 7 tineri au fost târâți în fața lui Dechie, nefiindu-le încă uscate lacrimile pe obraj și având țărână pe capetele lor, tiranul, căutând spre ei, i-a întrebat: Pentru cine ați fost cu noi la praznicul cetății? Am chemat doar pe toată lumea la închinare, au nu sunt eu împăratul vostru? Răspuns al lui Sfântul Maximilian: Împăratul nostru este unul, numai Dumnezeu. El viețuiește în cer și de slava lui este plin cerul și pământul. Numai pe dânsul îl ascultăm și numai lui ne închinăm. Iar ardere necurată nu putem aduce idolilor voștri, căci ne-am întina sufletele. Auzind împăratul niște vorbe ca acestea, a poruncit să li se scoată pe dată cingătorile lor de ostași, ca fiind nevrednici să se găsească în rândurile călăreților împărătești. Și deoarece s-au făcut protivnici dumnezeilor și locțiitorului lor pe pământ, să fie munciți în chinuri și uciși. Și pe când călăii erau gata să împlinească această crâncină poruncă, împăratul, căutând la tinerețea lor, s-a răzgândit și a zis: Ascultați, frumoșilor tineri, vă dau vreme ca înțelepțindu-vă să vă pocăiți. Apropiați-vă de Dumnezeii părinților noștri și veți rămâne vii, iar de nu, amară moarte vă așteaptă. Și Dechie le-a pus soroc de încercare, poruncind ca să-i scoată din fiare și să steie slobos până la ziua hotărâtă. După asta, tiranul s-a dus în alt ținut, având să se întoarcă iarăși în Efes, și ducea pretutindeni spaima cu dânsul. Dacă au rămas cei 7 sfinți singuri, au ținut sfat și au zis: Să plecăm din cetate până nu se întoarce împăratul. Să ne ascundem în loc tainic și acolo să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne întărească sufletele într-o mărturisire a preasfântului său nume, pentru ca să putem sta fără frică înaintea tiranului. Apoi, cu toții pătimind, să câștigăm de la Domnul nostru cununa cea neveștejită a slavei. Deci ei au luat aur și argint din casele părinților lor și, împărțind la cei săraci, au păstrat o parte și pentru dânsii ca să aibă de hrană. Și într-o dimineață de vară,
când soarele n-apucase încă să se arate, au pornit spre marginea cetății dincolo, de care se ridică munți înalți ca o stabilă către cer. Pe drum i-am vlic, cel mai tânăr cu anii a zis: încotro ne vom îndrepta pașii nemernicii de noi? N-apucă bine să sfârșească vorba și deodată se văzu dinspre mare o pajură plutind în văzduh, care se îndrepta către răsărit. Sfântul Maximilian zise atunci, arătând cu mâna: iată călăuza noastră! Ca și când vulturul ar fi auzit acest cuvânt, de îndată ce a ajuns deasupra capetelor lor, a început să se rotească în cercuri tot mai line, parcă ar fi vrut să însemne anume pentru fiecare din ei o cunună. Și tinerii, luându-se după solul pe care îl țineau de la Dumnezeu, ei au ajuns într-un târziu la muntele care se numea Ohlon, unde era o peșteră adâncă. Aici vulturul s-a așezat pe o stâncă scuturând din aripi, iar cei 7 tineri au intrat în peșteră și, dând laudă Domnului, s-au rugat pentru mântuirea sufletelor lor. După ce s-au închinat, au hotărât cu toții ca Ianvlic să fie rânduit a umbla prin cetate ca să le aducă cele trebuincioase viețuiri. Deci Sfântul Ianvlic, îmbrăcat în haine proaste, cumpăra hrană și cerceta în taină despre venirea tiranului. Și iată că într-o zi, tocmai când trecuse pragul cetății, a văzut alaiul împărătesc și a aflat și de porunca lui Dechie ca toți mai mari orașului și căpeteniile oștilor să fie gata a doua zi să jertfească dumnezeilor lui. Și a mai auzit Sfântul Ianvlic că împăratul a hotărât ca și cei 7 tineri să vie la prăznuire. Și speriindu-se el tare, a alergat în peșteră, unde împreună cu o bucată de pâine a adus-o fraților săi și această turburătoare veste. Atunci cei 7 tineri s-au umplut de spaimă și, căzând cu fețele la pământ, au rugat pe Dumnezeu cu plângere și suspine ca să le întărească sufletele pentru pătimirea ce avea să vie. Apoi soarele scăpătând dincolo de mare și făcându-se sară, tinerii au adormit, căci mâhnirea de inimi le îngreuiase ochii. Dar milostivul și iubitorul de oameni Dumnezeu, care totdeauna poartă de grijă bisericii sale, se îngrijește de robii lui, a rânduit ca cei 7 tineri să doarmă o străină și minunată adormire. Acela care prin trânsii voia să facă în vremea viitoare o minune, a săvârșit-o anume ca să înfrângă pe cei ce se îndoiau despre învierea morților. Drept aceia sfinții au fost cufundați într-un somn de moarte și pe când sufletele lor ca niște podoabe erau păzite mâinile lui Dumnezeu, trupurile ca și cum s-ar fi odihnit, zăceau în peșteră, nestricate și neschimbate. A doua zi împăratul s-a supărat cu inima și a poruncit iscoadelor să caute pe cei 7 tineri în tot locul și să-i aducă fără zminteală înaintea sa. Dar oamenii lui, neaflându-i, Dechie a spus către cei ce stăteau în jurul: măcar că au fugit și s-au ascuns, înfruntând voința mea,
totuși le voi dărui viața dacă se vor întoarce către altarele cetății. Căci mi-e milă de acești tineri frumoși și de neam bun, dar mai marile oștilor zădărându-l i-a răspuns: nu jeli, împărate, pentru tinerii aceia, căci nu numai că nu s-au pocăit, ci mai rău hulitori s-au făcut. După ce au împărțit săracilor pe ulițele cetăților mult aur și argint, au fugit într-ascuns. Noi nu știm unde sunt, dar dacă tu vrei să-i afli, cheamă pe părinții lor și muncindu-i îți vor spune numai decât unde se găsesc. Atunci împăratul a și poruncit să vie la înfățișare părinții celor 7 tineri. Aceștia venind, Dechie împăratul a zis către ei: unde sunt copiii voștri, ocărătorii împărăției mele? Dacă nu-mi veți spune adevărul, voi porunci ca în locul lor să vă piarză pe voi. Căci dându-le lor aur și argint, i-ați ascuns în locuri tăinuite ca să nu se arate înaintea feții noastre. La unele ca acestea, părinții au răspuns așa: o, împărate, înveți să trăiești. Ne rugăm îndurării tare, ascultă-ne și pe noi fără mânie. Noi nu suntem împotriva împărăției, poruncile tale nu ți le călcăm, nici n-am încetat să aducem jertfe de oi și de berbeci înfricoșaților noștri Dumnezei. Deci pentru ce să murim? Dacă fiii noștri s-au răzvrătit, noi nicio vină nu avem. Nici le-am dat lor aur și argint, ci ei singuri, luându-ni-l tâlhărește, l-au împărțit la cei neputincioși. După câteva zile, am auzit adăpostul lor: acum este în peștera cea mare a muntelui Olhon. Dar dacă în ceasul de acum mai sunt vii sau au murit, noi nu putem ști, căci iată multe zile sunt de când ei nu mai sunt cu noi și nu s-au mai arătat. Împăratul, auzind vorbele lor, a rămas încruntat. Apoi, ridicând fruntea, a zis: de vreme ce fiii voștri nu s-au întors din rătăcirea lor și au fugit dinaintea feții mele, să nu mai vază lumina zilei, ci într-un tunericul vizuinei să moară de foame și de sete, să stea stupe intrarea peșterii, așa ca adăpostul lor să le fie mormântul. Împăratul și cei din prejurul său nu știau că acei tineri adormiseră într-un domnul. Așa că zidarii au împlinit în tocmai porunca împărătească. Au astupat intrarea văgăunii cu bolovani și au întărit-o și cu peceții. Dar între cei păgâni se găseau și cei doi postelnici împărătești, Teodor și Rufin, creștini întrascuns. Ei au scris pătimirea și numele acestor sfinți 7 pe 2 tăblițe de plumb, pe care, pecetluindu-le într-un sicriaș de aramă, le-au așezat între pietrele la ușa peșterii, zicând între dânși: când va voi Dumnezeu să cerceteze pe robii lui, deschizând această peșteră mai înainte de venirea sa, va arăta oamenilor de apoi că aici sunt 7 mucenici, deoarece au murit pentru Hristos, astupându-se în hurubă. Nu după mult timp după asta, păgânul împărat Dechie a pierit și după dânsul au pierit și alți împărați, și Galie, și Valerian, și cei 30 de tirani care s-au ucis între dânsii, și Claudie, care a fost lovit de ciumă, și Aurelian, cel cu mâna de fier, și feciorul sclavilor, blestematul Diocletian.
păgânii și prigonitorii ai Bisericii lui Dumnezeu au pierit fiecare la vremea sa, iar sufletele lor s-au coborât cu toatele în focul cel nepotolit și nestins al iadului. Și după grele furtuni, Biserica lui Hristos a cunoscut în sfârșit și vremuri de tihnă. Venind la împărăție, Constantin cel Mare, binecredincioși și răsuflând adânc, iar duhul necurat al prigonitorilor ca o pasăre de noapte zboară peste pustirii locuri, căci feciorul Elenei a fost cel din tâi împărat care a scos pe creștini din întuneric la lumină. Biserica Fiului lui Dumnezeu ieși astfel biruitoare și se înălță mândră deasupra lumii păgânești ca o mireasă în ziua cununii ei. După Constantin au mai urmat și alți împărați creștinești, până când schitrul împărăției a ajuns în mâinile drept credinciosului Teodosie, căruia, pentru vârsta lui crudă, i se mai zicea și cel tânăr. Atunci s-a ivit iarăși urăciunea cea nesemănată și neasemănată, că se izvodise un eres ce tăgăduia învierea morților, despre care însuși Hristos a vorbit bisericii sale. Anume Teodor, episcopul Eginei, învăța că după moarte nu va mai fi oamenilor niciun fel de mângâiere, pentru că aceia ce pierd cu trupul pierd și cu sufletul și amândouă se prăpădesc. Și alții propovăduiau că numai trupurile stricându-se vor pieri, iar sufletele vor avea răsplătirea lor după cuvință. Că ziceau aceștia din urmă, cum vor putea să se mai scoale din morminte după mii și mii de ani trupurile din care nici pulberea nu se mai găsește. Și acestea erau o socoteală ereticească, căci ei nu luau în seamă cuvintele Domnului Hristos din Evanghelie, că morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor auzi vor învia. Nici de cele scrise în prorocia lui Daniel, cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula unii spre viață veșnică, iar alții spre ocară și spre înfruntare veșnică. Precum nici de cele grăite de Dumnezeu prin prorocul său Ezechiel, poporule al meu, eu vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din trânsele. Neaducându-și aminte acestea toate, turburau acești eretici biserica lui Dumnezeu, căci începuse să se îndoiască de adevărata învățătură, nu numai mirenii, ci chiar unii arhierei și episcopi, precum și alte fețe bisericești. Se pornise acum o prigoană din partea unora ca aceștia asupra drept credincioșilor, încât casa Domnului se acoperise iarăși cu vălul mohorât al întristării. Zice Metafrast în cartea sa către împăratul Teodosie, văzând amara turburare a bisericii, se ruga lui Dumnezeu cu post și cu multe lacrimi, că numai El să îndrepteze această pierzătoare de suflet învățătură. Și atunci Domnul, cel mult milostiv, care nu voiește să rătăcească cineva de la credința cea adevărată, auzi rugăciunea fierbinte a împăratului și suspinele multor credincioși. Deci a arătat tuturor adevărul, descoperind taina cea așteptată a învierii morților, iar minunea s-a întâmplat într-o acest chip. În Efes trăia un bărbat cu numele Adolie. El era stăpânul muntelui Olhon, în care se găsea peștera cu cei șapte sfinți adormiți. Voind, deci, Adolie, după rânduiala lui Dumnezeu, să zidească acolo, lângă munte,
un staul pentru oi, slugile sale au ridicat din pietrele cu care oamenii lui Dechia astupaseră peștera, fără să știe că acolo este un loc tăinuit. Și așa au făcut o spărtură cât un stat de om. În vremea aceea, Domnul nostru Iisus Hristos, cel ce stăpânește viața și moartea, care înviase pe Lazar cel mort de 4 zile și pe fecioara lui Iair, a deșteptat și pe acești sfinți tineri care adormiseră de mult. Deci, ei s-au sculat ca și cum ar fi trezit din somn și, dând lui Dumnezeu rugăciune de dimineață, s-au sărutat unul cu altul după obicei. Și niciun semn de moarte nu era întrânși. Hainele le erau întregi și trupurile neschimbate, ba chiar înflorite cu frumusețea tinerețile. Și luându-se de vorbă, ei s-au mâhnit pentru slujirea idolilor ce sta asupra-le ca un vis rău, că socoteau că Dechiei îi caută pentru pătimire. Cercetând pe Iamvlic, Sfântul Maximilian l-a întrebat să-i spuie ce a auzit prin cetate, la care tânărul Iamvlic a răspuns: cele ce v-am spus ieri seară, acelea vă spun și acum. Împăratul a poruncit să ne caute ca împreună cu slujitorii lui să ne închinăm idolilor înaintea norodului, iar de nu vom face așa ne va da pe mâinile schinjuitorilor. Aceste vorbe, Sfântul Maximilian a cuvântat suspinând: o, fraților, să fim gata ca să ne arătăm fără sfială în fața lui Dechie, să mărturisim înaintea împăratului pământesc pe împăratul cerurilor, pe Domnul nostru Iisus Hristos, și pentru cinstea lui să ne împodobim cu cununile veșnice ale muceniciei. Iar tu, frate Iamvlic, ia un ban, du-te în cetate și cumpără-ne pâine, pentru că suntem flămânzi. Căci aseară ne-ai adus prea puțină și n-a fost de ajuns. Pe urmă, după ce ne vom întări și cu hrană trupească, să ieșim de bună voie înaintea lui Dechie și să ne aruncăm în gura plină de sânge a acestui lup răpitor. Ziua de-abia se luminase și razele cele din tâi ale soarelui pătrundeau în peșteră, aurindu-i intrarea. Iamvlic a luat un ban de argint și s-a strecurat afară. Aici, văzând pietrele răvășite încolo și încoace, a privit cu uimire, întrebându-se în sine: ce sunt acestea și când s-au pus aici? Că ieri seară nu erau. Cine le-a adus? Să fi venit oare prigonitorii pe urmele noastre? Pogorându-se din munte, mergea cu frică ca nu cumva, cunoscându-l vreunul, să-l ducă la împărat. Dar apropiindu-se de zidul cetății, mirarea l-a cuprins și nu-i venea să creadă ochilor. Deasupra porții strălucea o cruce împodobită frumos, care primea pe călător ca o binecuvântare. Sfântul Iamvlic s-a uitat multă vreme împietrit. Apoi, neintrând în lăuntru, s-a dus tot pe lângă ziduri la altă poartă, pe urmă la a treia, apoi la celelalte. Și pe toate porțile lumina prea sfânta cruce. Atunci uimirea lui fu fără de margini. Și venind iarăși la intrarea de întâi,
a pășit cu neîncredere pragul cetății. Case și ziduri pe care nu le mai văzuse odinioară se înălțau și la dreapta și la stânga înaintea lui. Pătrunzând mai adânc înspre inima târgului, a auzit pe unii jurându-se cu numele lui Hristos. Atunci mai mult s-a înspăimântat zicându-și cu nedumerire. Ieri nimeni nu îndrăznea să cheme pe față numele Mântuitorului, iar acum se preamărește prin atâtea guri fără sfială. Se vede că am nimerit într-o cetate străină, că și zidurile sunt altele și casele necunoscute și oamenii în alt port. Și oprind pe un trecător, l-a întrebat: mă rog, domnule, cum se numește cetatea aceasta? Acela i-a răspuns: Efesul. Dar i-a învlic neștiind ce să creează, i-a zis: să cumpăr repede pâine și să ies de aici, ca să nu mă rătăcesc cu desăvârșire. Apoi, apropiindu-se de un pitar, a scos banul de argint și a cerut pâine pe el. Pitarul a luat banul, s-a uitat lung la dânsul, întorcându-l pe amândouă fețele, apoi l-a arătat altuia. Acesta l-a dat unuia și al treilea, pe urmă a venit în mâinile unui al patrulea, așa că încurcând s-a strâns acolo mai multă lume, bărbați și femei, și fiecare voia să vază argintul. Atunci unul din cei de față, uitându-se prea atent la sfântul Ianvlic, a zis către ceilalți: tânărul acesta a găsit o comoară. Dar Ianvlic, văzându-i că șoptesc între dânsii, a zis: oameni buni, a spus el, luați-vă acest ban, căci eu nimica nu mai voiesc. Însă omul care pomenise de comoară, apucându-l de haină, i-a zis cu asprime: nu încerca să fugi, ci spune de unde ești și cum ai găsit banii. Și pentru ca să nu te pârâm, dă-ne și nouă o parte din ei, iar dacă nu vrei, vei merge înaintea judecătorului. Sfântul Ianvlic se uita de la unul la altul și nu știa ce să răspund. Și haide, spune odată, căci nu vei putea mistui această comoară. A strigat un ostaș ridicând pumnul, dar năpăstuitul Ianvlic sta ca un mut și numai ochii îi vorbeau. Atunci un negustor din mulțime l-a descins de brâu și, puindu-l pe grumaj, îl ținea așa în mijlocul târgului. Lumea alerga acum din toate părțile, că se zvonise pretutinderea că un tânăr necunoscut a găsit o comoară, dar mai mult nu voiește să spuie nimica. Și măsurându-l din cap până în picioare, privitorii ziceau: e străin, nu l-am văzut niciodată. Și uite cum e îmbrăcat, pare să fie de departe. Comoara e veche și argintul foarte bun. Dar zadarnic sfântul lui Ianvlic se uita să vază pe maică sa, pe tatăl său, ori vreuna din slujile casei, însă nici pe unul nu-l afla. Dar mai vârtos se minuna cum de nu-l cunoaște nimeni pe dânsul, căci fiind feciorul unui tată slăvit, lucrul era cu atâta mai de mirare. Și zvonul umblând din om în om a ajuns la urechea proconsulului cetății și a episcopului Ștefan, care într-o acel ceas, după rânduiala lui Dumnezeu, era la oaltă vorbind amândoi între dânși. Atunci proconsulul a poruncit ca tânărul acela să fie adus la scaunul lui împreună cu banul găsit. Sfântul Ianvlic, socotind că-l duc în fața lui Dechie, se hotărâse să moară. Ajungând înaintea celor doi proconsuli, a luat banul, s-a uitat și el cu multă luare aminte, apoi l-a arătat și episcopului, pe urmă l-a întrebat:
De unde ai acest ban? Sfântul Iamblic a răspuns fără spială: din averea părinților mei. Cum n-ai găsit o comoară? Nu știu de nicio comoară și nu mă pricep cum mi-a venit pasta aceasta. Atunci proconsulul i-a zis, cercetându-l cu ochii: de unde ești? Din această cetate. Și cum îl cheamă pe tatăl tău, căci noi nu te cunoaștem? Tânărul a spus numele tatălui său, al maicii sale, al moșilor, al fraților și al surorilor sale și al tuturor rudenilor lui. Iar proconsulul se uita numai la episcop și nu zicea nimic. La urmă îi vorbi cu asprime: tu minți, căci ne spui nouă nume necunoscute, de care n-am auzit niciodată. Dar Sfântul Iamblic nu știa ce să răspunză și pe chipul lui se vedea o mare nedumerire. Atunci unii din cei de față ziceau că este nebun, alții că nu mai se preface, iar proconsulul, sculându-se de pe scaun, i-a zis cu glas mânios: cum putem crede că banul acesta e din averea părinților tăi? Aici e chipul lui Dechie și de la dânsul până astăzi a trecut vreme multă. Și argintul din care e bătut e cu totul altul decât cel de acum. Te văd tânăr, oare crezi tu că cu astfel de vicleșuguri ai să amăgești pe bătrânii și pe înțelepții Efesului? Dacă nu-mi spui adevărul, te voi arunca în temniță și nu vei ieși de acolo până ce nu vei arăta unde se găsește comoara. Auzind toate acestea, Sfântul Iamblic s-a îngrozit, dar mai mult s-a minunat când i s-a pomenit astfel de Dechie. Deci, aruncându-se în genunchi, a vorbit celor doi: mă rog vouă, domnii mei, răspundeți-mi la cele ce vă voi întreba și pe urmă și eu vă voi spune tot ce veți pofti. Nu este Dechie împărat peste această cetate? La întrebarea asta neașteptată, episcopul Ștefan i-a răspuns cu blândețe: fiule, în țările acestea astăzi nu este niciun împărat cu numele Dechie. A fost unul în vremile de demult, dar de atunci sunt mai bine de 200 de ani. Acum stăpânește drept credinciosul împărat Teodosie. Binecuvântat fie numele lui. Sfântul Iamblic, care nu-și credea ochilor, a răspuns de îndată cu îndrăzneală: dacă este așa, vă rog, prea cinstiților domni, să vă osteniți să mergeți împreună cu mine până la peștera din muntele Olhon. Acolo veți găsi pe frații mei și vă voi face dovadă prin gura lor că cele ce v-am spus sunt cu totul adevărate. Iată, sunt câteva zile numai de când noi am fugit din fața lui Dechie și ne-am ascuns în peșteră, iar pe Dechie l-am văzut ieri cu ochii mei, intrând aici în cetate. Dar acum toate mi s-au încurcat. Nu știu nici dacă sunt eu acela care vă vorbesc, nici dacă cu adevărat mă găsesc în cetatea Efesului. La aceste cuvinte pornite din adâncul inimii, episcopul Ștefan a căzut pe gânduri zicându-și: se vede că Dumnezeu voiește să ne descopere o taină. Apoi a spus tare către proconsul: să mergem cu dânsul. Deci proconsulul și episcopul, cu toate căpeteniile oștilor și ai cetății, împreună cu mulțime mare de popor, a pornit la muntele Olhon. Ajungând cu toți aici, Iamblic a intrat în peșteră, iar episcopul a văzut chiar la intrare două lespezi de piatră, sicriașul de aramă cu două peceți de argint. Deschizându-l, a găsit tăblițele de plumb pe care era scris: acești sfinți tineri 7
au fugit din fața prigonitorului Decie și se numesc Maximilian, feciorul eparhului, Ian Vlic, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian și Antonie. Ei s-au ascuns în peștera aceasta, care, astupându-se din porunca împărătească, s-au sfârșit întrânsa mucenicește, căci au murit pentru Hristos. Aflându-se, deci, cum stau lucrurile, toți s-au minunat și într-un glas s-au preamărit pe Dumnezeu. Intrând în peșteră, au găsit pe cei 7 sfinți la un loc, tineri și frumoși ca florile stropite de rouă, strălucind de o tainică lumină. Episcopul și proconsulul cu toată mulțimea li s-a închinat până la pământ. Slăvim pe Dumnezeu care învrednicise să vază o minune ca aceea. Apoi sfinții le-au povestit cum era pe vremea împăratului Decie și ce pătimeau drept credincioșii din partea celui păgân împărat ca acela. Întorcându-se în cetate, episcopul și mai marile cetății a trimis scrisoare la împăratul Teodosie spunându-i: poruncește înălțimea ta ca de grabă să vie niște bărbați cuvioși care să vază minunea pe care a arătat-o Dumnezeu, căci în zilele noastre și în cuprinsul împărăției tale am cunoscut chipul învierii ce va să fie în trupurile a 7 sfinți tineri mucenici care s-au sculat acum din morți. Teodosie se găsea pe atunci în cetatea Constantinopolului. Auzind el o veste ca aceasta, s-a bucurat mult și s-a sârguit să meargă singur la dânsi. Deci a plecat cu sfetnicii lui și cu mare însoțire la Efes, unde norodul cu toți dregătorii l-au întâmpinat cu strălucit alai. După care, îndată, episcopul și toată mulțimea l-au dus în peșteră. Cum a văzut împăratul pe acei 7 sfinți, a căzut la picioarele lor, iar ei, întinzându-și mâinile, l-au ridicat de la pământ. Atunci Teodosie, îmbrățișându-i, i-a sărutat și a plâns cu lacrimi multe pe genunchii lor. Pe urma a cuvântat împăratul stând umilit în țărână: stăpânii mei, în fața voastră mi se pare că văd pe Hristos împăratul meu. Căci după cum atunci a strigat pe Lazar din mormânt, tot așa acum v-a trezit și pe voi cu cuvântul său atotputernic. El a voit astfel să ne adeverească învierea morților ce va să fie, căci cei ce sunt în morminte, auzind glasul Fiului lui Dumnezeu, se vor scula și vor ieși din groapă nestricați. A zis atunci Sfântul Maximilian către împărat: pentru credința ta, o prea fericitule Teodosie, Hristos Fiul lui Dumnezeu celui viu îți va păzi împărăția nevătămată. Să crezi că pentru tine ne-a înviat pe noi Dumnezeu ca o dovadă de scularea din morminte, cea de peste veacuri. Sfinții au grăit către împărat și alte cuvinte mângâietoare de suflet, pe care împăratul le-a ascultat cu dulceață, iar scriitorul elinesc Nichifor al lui Calist adaugă că împăratul s-a împărtășit 7 zile la masă împreună cu dânsii și le slujea lor, el, împăratul Teodosie. Apoi, într-o zi, deodată i-a văzut plecându-și capetele la pământ și adormind somnul morții după porunca lui Dumnezeu. Iar împăratul, priveghindu-i, a plâns lacrimi fierbinți împreună cu sfetnicii săi. El a poruncit să facă 7 racle de aur și argint în care să fie așezate trupurile celor 7 mucenici, și jelându-i mult în noaptea aceea,
Sfinții i s-au arătat împăratului în vis, spunându-i: Lasă-ne, împărate, să ne odihnim pe pământ, cum ne-am odihnit și mai înainte. Împăratul s-a deșteptat cu mare cutremur și s-a închinat lui Dumnezeu. Și mai apoi, strângând sobor de mulți episcopi, au prăznuit cu cinste cei 7 mucenici, așezându-i pe pământul unde au adormit. Iar după ce au făcut milostenie săracilor și celor scăpătați, după ce a scos din închisori pe cei nevinovați și a ajutat pe orfanii părăsiți, zmeritul Teodosie s-a întors la Constantinopol, locul de ședere al împărăției sale. Călătorule, nu uita că zilele tale sunt ca florile câmpului. Dar dacă Dumnezeu, îndreptând pașii tăi, vei ajunge vreodată în țara Galilor și nu vei fi departe de marea cea din lăuntru, intră și în biserica Sfântului Victor din vechea Masalie. Acolo vei vedea un sicriu uriaș din lespede sură, păzit ca un neprețuit odor. Sunt moaștele celor 7 mucenici care odihnesc acum în raclă de piatră, după ce ele au fost ridicate de la pământ. Iar peștera în care sfinții au adormit somnul cel lung este și astăzi cercetată cu mare râvnă de drept credincioșii creștini. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.